Unii influenceri ruși au izbucnit în lacrimi după decizia țării lor de a interzice Instagramul începând de luni. O vedetă pe Instagram, Olca Busova, a distribuit și un clip lung de 7 minute în care a explicat că se confruntă cu multă durere. Autoritățile de reglementare a presei de stat din Rusia și-au îndeplinit misiunea de a interzice Instagramul după ce au susținut că platforma este folosită pentru a cere violență împotriva cetățenilor ruși și a personalului militar. Olga Busova este o vedetă de reality show care se laudă cu 23,2 milioane de urmăritori pe Instagram. Aceasta împărtășește actualizări din viața ei, selfie-uri și conținut legat de modă. Olga este recunoscută pe scară largă pentru că a apărut în Dom 2, un reality show rusesc, în timpul căruia concurenții își construiesc o casă în timp ce încearcă să găsească un partener în acest proces. Practic în Rusia, aceasta este al doilea cel mai mare cont de Instagram după cel al luptătorului MMA, Khabib Nurmagomedov. Tânăra Olga a postat un videoclip de aproape 7 minute în care plânge și vorbește cu adepții ei despre interzicerea iminentă a războiului în Rusia. Aceasta a spus în rusă că mă tem că nu vreau să vă pierd, viața mea s-a terminat, o mare parte din inima mea a fost luată. Organul de supraveghere al presei de stat din Rusia spune că Instagram va fi blocat din cauza apelurilor la violență împotriva soldaților ruși. Meta, care deține Instagram și Facebook, a făcut modificări temporare politicilor lor de conținut. Un purtător de cuvânt al Meta a declarat pentru BBC: în lumina invaziei în curs a Ucrainei, am făcut o experiență temporară pentru cei afectați de război, pentru a exprima sentimente violente față de forțele armate invadatoare. Meta a mai și transmis că nu va permite apelul de violență împotriva civililor ruși. Un mesaj de e-mail de la Autoritatea de Reglementare a Comunităților de Stat a încurajat utilizatorii Instagramului să treacă la propriile platforme de internet competitive ale Rusiei, înainte ca serviciul să înceteze. Autoritățile ruse au deschis și o anchetă penală împotriva lui Meta din cauza deciziei lor de a permite ucrainienilor să-și exprime rezistența și furia față de forțele militare invadatoare. Îți mulțumesc că ai privit până la final. Dacă ți-a plăcut ce ai văzut și nu ești abonat, am să te rog să apeși pe butonul de subscribe pentru a vedea mai multe clipuri de acest fel și să apeși și pe clopoțel pentru a primi notificări despre canal. La revedere!